Eu scântăreață de folclor, asta am învățat la tata acasă și asta mi-a plăcut. Piatra, piatră, ciufii aia. De la moară până la gară, ciufii. Mărdomnesc ciufii, folclor, cu asta am început. Dintr-un examen de 800 de tineri la radio, au ieșit numai doi, Ioana Radu și Rodica Bujor. Și a durat examenul 3 luni. Îmi place lupta asta între fete, acum între cântărețe, care să se îmbrace mai frumos cu costumele alea lungi, autentice, frumoase. Marama, și aia trebuie să știi să o pui. La nimeni n-am văzut să stea marama în cap și costumul frumos ca pe Rodica Bujor. La nimeni, chiar acum, la vârsta ei, la anii ăștia. E mai greu de purtat costumul național decât o roche de seară cu un trandafir în dreapta. Am pretenția că am muncit, să știți. Eu am... Noi, nu eu, noi, ăia, câțiva. Eram puțini, adevărat, vreo 10 să tot fi fost toți. Dar ne-am respectat, am muncit serios și frumos și răsplata a fost frumoasă. Da, și cu Maria Lătărețu. Vedeți, dumneavoastră, doinele lui Maria Lătăreț nu le auzim, nu le auzim deloc, să ori fi mai greu de cântat. Nu e greu dacă vrei, nu e greu, dar să-mi dați voie să vă spun o întâmplare cu Maria Lătărețu, că de-aia am zis eu, privighetoarea României. Avea ea un recital într-o zi la radio și eu am vrut să o imprim, am imprimat-o, dar mai aveam în casă, într-o colivie, un canar. Și când imprimam eu, a început și canarul meu să cânte. Deci s-a imprimat și el. La urmă, când am ascultat Să mă crez, Duduie Morărescu, când am ascultat banda, nu știam care-i canarul și care-i Maria Lătărețu. Și de asta i-am spus privighetoarea României. E drept că bucățile ei sunt foarte greu de cântat, că trebuie să atingi pe undeva toate trilurile alea ei, care sunt foarte greu de făcut, dar Oltenia noastră e plină de triluri de asta. Am ascultat câteva fete. Pentru asta m-am gândit întotdeauna să nu copiem. Niciodată nu reușeam să, nu reușim să cântăm exact ca celălalt. Și e de recomandat să cântăm ca noi, dar să punem sufletul ălora. Ei vechi. Și privind acum ca telespectator, privindu-i pe interpreții de astăzi, pe cei tineri, aici sunt puțin cam supărată, dar dați-mi voie mai întâi să felicit televiziunea pentru lucrul ăsta, că văd costume autentice la televizor, văd obiceiuri autentice, văd emisiuni în care mai vedem și peisaje superbe din țară, acolo unde este locul folclorului, de unde luăm și noi. Iar când luăm un cântec de la țară, de undeva, musai, trebuie să-l curățăm noi puțin, că vine cu mici așchiuțe de colo până acolo și ăsta e lucru care ni se cere nouă, să-l curățăm nițel ca să-l dăm microfonului central. Scenei. Scenei, mai ales, da. Și televiziunii mai ales, că televiziunea o vede mai multă lume. Despre cântăreți îi rog să caute folclor, să nu se copieze. Să nu se copieze niciunul, să-și aducă material proaspăt, că noi avem atâta folclor că în fiecare zi putem să cântăm ceva nou. E emoționant, dar nu e nici ușor, dar se poate. Când vrea artistul, se poate. Eu am zis că dacă vrei să te faci artist, vrei, trebuie să muncești. Nu se poate, de acasă, direct la microfon. Trebuie să facem ceva pentru meseria asta, ca să ne numim artiști. Vreau să simt emoția în fibrele lor, în mușchii lor. Nu-mi place când se cântă, nu-mi place când se cântă pe bandă. Vă rog, ăsta este un secret al meu, să știți. Niciodată n-am cântat mai frumos ca atunci când am cântat direct la microfon. Una cântă banda, alta simte artistul. Când cânti direct la microfon, acolo dai totul. Poate și asta este o neliniște a mea. Poate de asta nu văd emoția la artiștii cei noi, cei proaspeți, pentru că au început de la început pe bandă și el știe că acolo cântă banda și aici cântă. Pe câte vreme, noi am cântat direct la microfon și am dat tot ce am avut mai bun. Tot ce am simțit mai bine. Ați cântat multă vreme la radio, în emisiuni realizate în direct.
Nu direct, am cântat vreo 18 ani, am cântat până la ființă televiziunea și chiar și la televiziune am cântat pe viu, cum zicem noi și dumneavoastră. Dar mai făceam și noi câte o... Aveam controlori care ne judecau, aveam... Nu apăream așa deodată cum ne veneam de acasă, hai în televiziune și hai în radio. Nu se poate. Meseria asta, pe lângă că îți trebuie și puțin talent, dar îți trebuie și o pregătire, îți trebuie material, îți trebuie îmbrăcăt, să te îmbraci, să știi să te îmbraci pentru o televiziune, să se combine cântecul cu rochea, cântecul cu costumul. Nu se face meseria asta așa peste noapte. Îmi place să cânt și vreau să cânt și vreau să mă fac artist. Trebuie să fim puțin controlați, puțin judecați, că eram tineri, n-aveam cine să ne învețe, ne trebuiau asemenea comisii de oameni pregătiți în dale muzicii, în dale folclorului. Și cu talentul ăsta, ce facem cu talentul ăsta, că de s-ar găsi la piață, ar avea toată lumea. Dar vedeți, trebuie să mai alegem și talentul să simte de la prima vedere. De exemplu, marea noastră cântăreață, Doina Badea, a venit și mi-a cerut folclor și l-a repetat cu mine și le-a cântat, le-a învățat cu mine, le-a imprimat și le ascultăm cu plăcere. Ar trebui să rămână, nici vorba, aceste melodii. Regret că tineretul de astăzi nu vine să ceară material de la noi, atât cât mai suntem pe aici.